Odată față cu ceva care până atunci omul acesta era greu să se urce
spun și n-ar vrea să supăr pe nimeni, să facem uneori același ritual, aceleași cântări, aceleași predici, aceleași rugăciuni, aceleași lucruri. N-ar vrea să fiu înțeles în dimineața aceasta, dar cred că biserica lui Dumnezeu, care nu este casa aceasta, și biserica lui Dumnezeu suntem noi, persoanele care suntem în locul acesta. Biserica lui Dumnezeu trebuie și trebuie să ne înțelegem că noi avem o altă chemare, dragii mei. Pe lângă faptul că cântăm, că ne rugăm, că predicăm, biserica Domnului Iisus Hristos are o altă chemare. Dumnezeu pe noi l-a așezat într-un pustiu ca și pe Ioan Botezătorul. Un pustiu seară de cuvântul lui Dumnezeu, într-un pustiu unde nu se auzea despre cuvintele Domnului Iisus Hristos, unde nu se auzea, unde nu se mai vestea cuvântul Domnului. 400 de ani de întunecime care nu se mai auzeau. Dar bărbatul acesta a avut o predică la mii de oameni.
ce a trebuit să ne spună. Dragii mei, atunci când e prezent în adunare, când vine un bărbat care e prins de copie, când vine un bărbat care e prins de pornografie, când vine o femeie care bârfește, care miște, care se joacă de-a păcânița, nu să se simte confortabil în mijlocul nostru. N-ar trebui să se întâmple lucrul acesta în prezența lui Dumnezeu. Ar trebui ca cel păcătos și cel rău, când vine la adunarea de sfinți, în mijlocul sfinților, nu să se simtă confortabil. Ci ar trebui să se simtă inconfortabil și să se mărturisească înaintea lui Dumnezeu și să-și ia iertare de păcatul pe care îl are. Și așa în dimineața aceasta Dumnezeu din cer să ne aducă la această statură. Dumnezeu din cer să facă lucrurile acestea. Dragii mei, biserica slava Domnului și prezența lui Dumnezeu e aici, pentru cel care stă prezent.
Eram un copil al anul 17-18 ani, să spun, nu mai mult, dar după bine aminte și eu, eram copilișor de-a meu. La un prieten de-a nostru de familie, undeva la tura comorului, omul acesta a avut o vreme cu stat aproape de Dumnezeu. După aceea s-a depărtat și a făcut niște păcate, păcate grosolane, urâte, din care la lume. Era bolnav la spital și m-a chemat să mergem să merg la el în vizită, undeva la vreo 20 și ceva de kilometri. Am luat pe verișorul meu și am mers la el acasă. În timpul acesta, după boala aceasta, omul acesta, a venit peste el un duh necurat. Era stăpânit un duh rău, necurat. Și când am intrat în casă, aceasta vă spun ca o laudă. Doar o dau un exemplu. Când am intrat în casă, omul acesta, ți-era groază, ți-era frică să te uiți la el. Avea ochii roșii în cap, un bărbat mare, solid. Îl ținea doi băieți de-a doi vrăjgani, de o mână, celălalt de o mână. Și-o strigat în mândra mare, foc! Foc! Verișorul meu care nu era pocăit, i-a spus toate lucrurile care le-a făcut, rele, mutare, mă, dar pocăit în casă la mine, dar trebuie faptul că ai venit, te-ai uitat la timp, eu aveam puțin de când am primit Duhul Sfânt. Și spunea bărbatul acesta și striga în mâna mare, să nu te atingi de patul meu, că simt că iau foc. Simt că ia patul cu mine foc. Și aceasta, dragii mei, nu-s lucruri gândite în mintea mea, sunt lucruri reale. Am luat Sfânta Scriptură să citesc un cuvânt jos de sau auzi, cartea aceasta nu cumva, ieși afară cu cartea aceasta din casa mea, pentru că acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Uneori luăm în timp ușurat, e cu o grămadă de păcate, dacă minte toată lumea, ce-i dacă mint și eu? Trăim într-o societate care consumă pornografia copiii de la 12 ani și noi nu vorbim de lucrurile acestea. Știți de ce? Ca nu cumva să se, dar dacă se supără sora sau copilul meu, dar sunt copiii naturale. Dragii mei, copiii aceștia pe care îi vedeți aici și e mai multe lucruri ca dumneavoastră care sunteți maturi. Se vorbesc la școală. Și lucrurile acestea noi ar trebui să le vorbim noi cu ei acasă. Și ar trebui să le punem în fața lor că lucrurile acestea sunt păcătoase, pentru că biserica are trimiterea acestea să rupă laturile păcatului și să o zâmbească păcatul. Nu să se primească în adunare, adunare tot felul de reguli și tot felul de tradiții și tot felul de date și tot felul de creste și tot felul de spectacole în mine. Și acum eu știu că rău de și ascultați-mă bine, dragii mei. Dacă ai fost un om care ți-a luat familia și toată noaptea te-ai plimbat și ți-a bubuit toată muzica în minte, așa să te trebuie dimineața aceasta. Ai putea să spui Dumnezeu, Doamne, vorbește-mi și umple inima cu ceva sfânt. Acolo toți destrăbălații merg. Acolo toate destrăbălatele merg. Și ceea ce fac pocăiți este că părinții dumneavoastră și părinții mei au sândit lucrurile acestea și n-au fost oameni de bun. N-au fost oameni proști. Au fost oameni care s-au rugat pentru noi. De asta sunteți dumneavoastră în adunare și de asta sunt și eu în adunare. Că am avut un tată și o mamă care s-a rugat pentru mine. Și nu s-o permis cu pocăința să se joace cum ne jucăm unii dintre noi. Dar, da, dragii mei, ascultați-mă bine. Harul lui Dumnezeu face diferența. Nu se poate să fie har în adunare și nu să dormi în adunare și o să dormi și să nu se întâmple nimic. Că din Dumnezeu în adunare trebuie să fie ceva bipăibil, de prima mână, de calitate, nu ceva imitație. Noi am luat ceva, un sofa din ăsta de imitație, nu-i piele 100%. Știi când eu sunt un an și ceva. Și am văzut că se crapă, se rupe, se vede loc de negru mai mult alt decât negru, de ceva imitat. Nu-i ceva de prima mână, nu-i calitate. Dumnezeu, dragii mei, frați și surori, nu se bucură să fim noi imitați din rechină. Dumnezeu de la noi așteaptă calitate. Amin. Și biserica are trimiterea aceasta, ca noi, dragii mei, să fim oameni care o să-mi din păcatul. Amin. Și ascultați-mă bine. Știți
Știți de ce a murit? Din nou mă retorc. Ioan Botezătorul, pentru că a avut un cuvânt de spus. Dacă aș fi fost eu, nu l-aș fi făcut. Sincer să fiu, nu l-aș fi făcut. N-aș fi avut puterea să mă duc în fața lui Irod. Eu cred că l-aș fi mâncăiat și l-aș fi feriat și aș fi spus că-i dă Dumnezeu propășire Irod. Dacă tu faci ceva și cu poporul Israel, mai le scazi din dări, nu ești atât de astfel.
între noi și ei este că și noi facem lucrarea aceasta pentru slavă lui Dumnezeu. Amin. Și pentru a fi învățat pe Dumnezeu. Asta e frumusețea noastră. Asta e frumusețea poporului lui Dumnezeu. Și noi facem lucrarea spre slavă lui Dumnezeu. Biserica trebuie să fie locul unde se vorbește despre Dumnezeu. Un pasaj, un lucru contrar la ceea ce am spus, este Luca, capitolul 19, cu 46. Știți acel pasaj? Când Domnul Iisus Hristos intră în templu, care trebuia să fie o casă de rugăciune, trebuia să fie un locaj de închinare, și erau distorsionate lucrurile total. O intra Domnul Iisus Hristos și aștepta să găsească acolo pe leviți, pe preoți, pe oamenii care făceau slujba în templu. Știți ce au găsit acolo? Vânzători, schimbători și o grămadă de hoți și de tâlhari. O grămadă de oameni care își căutau binele lor, care își căutau ca afacerea și ca viața lor să le meargă bine. Aș vrea în dimineața aceasta nu să spune ce se întâmplă în cele mai multe adunări, dar să vă cercetați dumneavoastră și eu, dacă intră și Domnul Iisus Hristos a intrat în locul acesta, ce găsește la ce prietenii? Că uneori, și mi s-a întâmplat lucrul acesta, de aceea așa spun, uneori am dat mâna cu fratele meu și am zis, Domnul să te binecuvinteze, frate, ce mă bucur să te văd. Și nu m-am bucurat atât de tare. Și nu mi-a părut atât de bine că-l văd. Aș fi preferat să tot spatele și să nu-l văd. Și se întâmplă lucrul acesta, n-ar trebui să se întâmple. Și Domnul Iisus Hristos, știți ce-a făcut cu oamenii aceia? A făcut un bici de șleacuri și a spus un cuvânt care a rămas peste veacuri. Casa mea va fi o casă de rugăciune. Amin. E, dragii mei, când Domnul Iisus Hristos spune că casa mea va fi o casă de rugăciune lui Solomon, i-a făcut Dumnezeu o făgăduință din cer în legătură cu templul. Că dacă în casa aceasta poporul peste care este chemat numele meu se va smeri, mă va asculta, atunci când mă va chema, își ia angajamentul Dumnezeu din cerul că se prezintă acolo. E, dragii mei, peste casa aceasta, locul acesta este dedicat lui Dumnezeu și este o casă de rugăciune. Frumusețea și făgăduința care o avem din partea lui Dumnezeu este că atunci când noi ne rugăm, atunci când noi cerem un lucru de la Dumnezeu, noi toți avem de plină credință și încredințare că Dumnezeu ne ascultă rugăciunea din cer. Să fie pierduți oamenii aceștia, le-a dat o soluție. Sunt o
este sângele curat al Domnului Iisus Hristos. Și El poate să ne ierte păcatele și să ne șteargă păcatele, să vii să fie numele Domnului. Biserica trebuie să fie locul unde oamenii care vin căzuți, care vin aglomerați de păcate, care vin bombardați de pofte și de păcate, să găsească în locul acesta pe cineva care iartă păcatele. Și biserica trebuie să fie locul acesta. Biserica nu are voie să respingă pe un păcătos. Eu nu sunt de acord cu lucrul acesta, nu putem noi să păcătuim că Dumnezeu poate să ierte. Asta e o vorbă din popor. Nu poți să-i dai un om o nădejde din aceasta, tot o poți să păcătuim la desfârșit, că Dumnezeu te iartă la desfârșit. Dar un om care o hoidărit în lumea aceasta, cu ghinie, în amulare, și vrea să se cuiască, dragii mei, biserica nu are voie să trebuie și să ia afară. Biserica este locul unde Dumnezeu din cerul, prin biserică, primește păcătoșii și îi pregătește pentru împărăția Lui. Amin. Asta trebuie să facă biserica, asta trebuie să facem noi, dragii mei. Pentru că noi suntem biserica. Amin. Și ascultați-mă bine, ar trebui eu și dumneavoastră și noi toți, când vine cineva să vină între noi, cineva necunoscut, nu doar să ne dăm mâna cu cel pe care o cunoaște, cel care ne dă, cel care vrem să ne invităm la masă, cel care ne invită la masă, persoane
Și tu, ca cel care ai mărturisit, cel care ți-ai spus păcatele tale, eșecurile tale, o să ai mai multă grijă și ascultați-mă, lucrul acesta l-am făcut eu. O să ai mai multă grijă, nu că ți-e frică de oameni, dar știi că întotdeauna poți să pui mâna pe telefon când ești ispitit, când vezi că diavolul îți dă tâncoare și să spun că fratele sau de soră, frate, te rog frumos, fă rugăciune pentru mine că simt că diavolul se apropie de mine și vrea să mă miluiască. Nu e o soluție, dragii mei, uneori să în țară, uneori simplu, rezolvăm păcatele cu mărturisirea, sunăm la cineva, frate, am luat un număr de pe internet, sunt ca liberare, da? Și poate nici nu dau numele meu. Un alt păcat în plus. Ascultă-mă, frate, eu mi-am bătut nevastă. Și de ce mă sunt pe mine? Spune-ți nevastă sau du-te la ea și cere-ți iertare. Sunt lucruri pe care noi am dat să le rezolvăm, dar fără să ne sacrificăm, fără să ne doară ceva, fără să ne coste ceva. Dragii mei, frate, cine își mărturisește păcatele fără de legere și se lasă de ele, capătă îndurare. Amin. Iar cine își le ascunde, cu părere de rău, spun că nu propășești. Și dacă vezi în viața ta de zi cu zi că nu propășești, dacă vezi în viața ta de zi cu zi că bați pasul pe loc și tot nu poți și te rupi și te rupi și nu poți și te rupi și nu mergi înainte, este ceva la mijloc și tu trebuie să te cercetezi. Tu trebuie să te pui în fața Cuvântului Dumnezeu și să vezi unde ești, cu ce lucruri te confunzi, în care lucruri ai căzut și să le mărturisești. Dacă ai căzut în mod repetat, în lucruri, uneori le rezolvăm la fel de repede. Nici avem credință că Dumnezeu ne iartă, ne pune pe genunchi, Doamne, am păcătuit, iartă și m-am ridicat la mine și gata. S-a terminat situația mea și din nou i-a recat și din nou i-a recat și din nou i-a recat. Nu știu nici ce trebuie să vorbesc lucrul acesta. Lucrul acesta nu trebuie să fie spus. Dar cred că sunt oameni care se confruntă cu asta. Și i-a recat și i-a recat. Ce faci? Tu ai nevoie de ajutorul cuiva. Eu sunt conștient că cel mai mare care poate să-ți dea ajutorul este Dumnezeu. Dar, dragii mei, tu ai nevoie de cineva, un om de aici, din adunare, un om care îi putea supravegheze, să te trebuie din când în când de sănătate și să te trebuie din când în când dacă ai nevoie de rugăciune și să vă rugați împreună. Amin. Așa de putea părășuie. Așa de putea merge înainte și biserica este instituția, este grupare de oameni, dragii mei, frate, flori, unde se iartă păcate, pentru că și biserica este Iisus Hristos. Amin. O întrebare care se punea lui Ioan de către primiși și cu care vreau să mă apropii de încheiere. Două întrebări, de fapt, și cu care vreau să încheie dimineața aceasta. Prima întrebare, versetul 19 și a doua, versetul 22. Tu? Cine ești? Ce zici tu despre tine însuți? Aș vrea să vă las întrebările astea de dumneavoastră și să le gândesc și eu. Gândiți-vă și dumneavoastră cine ești tu și ceea ce spui tu despre tine. Roman, capitolul 12, cu versetul 3. Un cuvânt frumos. Aș vrea să-l citesc. Din harul care m-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine și să aibă simțit